V-a fost dor, așa-i? Ce greu trec zilele până la întâlnirea cu voi aici la o cafea de după. Vineri dimineața, ora 10, mai răcoare acum, ați ascultat de mine și ați dat share la postări și vi s-au răcorit încăperile. Ce mai știți de nunta aia, nunta celebră din India, al lui bogătașul ăla, Ambani, că dacă n-ai banii, nu faci nunțile. Au făcut prenuntă, postnuntă, nuntă, aia țin nunta până la botez, ci că a schimbat mireasa vreo 20 de rochii, vă dați seama? Să-mi spuneți voi, oare știți, mireasa a fost furată? A răpit-o cineva și a luat-o și a dus-o călare pe un elefant? Habar n-am, dar apropo de rochii, un cadru universitar de la o facultate de litere din București a fost surprins pe coridoarele facultății, îmbrăcat în rochiță, fustiță, sândăluțe, poșetuță și pălărie. El îi ia și ia el, depinde de cum se trezește. Se trezește dimineața, dacă e nervos, se îmbracă în masculin, dacă e bucuros, în feminin. Rochia, ok, n-am o problemă, că e cald acum, mai bine să-ți iei rochiță. Era și scurtă, semn că n-are omul nimic de ascuns. Dar era de proastă calitate. Oare o lua rochia asta de la Bianca Drăgușanu? Că Bianca Drăgușanu, marele brand al României, care avea haine pe mână de milioane de dolari, s-a descoperit că aduce haine din Turcia. Probabil că la schimb de rulment și bonfire. Și pune numai pe aia brandul Bianca Drăgușanu. Dar destul despre acest subiect, mă duc și eu să găsesc un sutien, că mă cam... buymeacoffee.com/nicubendea. Nu uitați, după vacanță, acolo puteți da o cafea, puteți dona o cafea cinstită. Că și Joe Biden până la urmă a fost cinstit și s-a retras din cursa electorală. Păcat de el, a zis Ilies, cu la 81 de ani ai multe de dovedit în politică. Politicul care face și răsface, vedeți că nu avem numai festivaluri, mai avem și câte o bombă de asta politică. Apropo de festivaluri, cazurile de COVID au crescut cu 60% în Cluj-Napoca, că festivalul ne dă nouă, lapte, ouă și COVID. Salina Turda a fost închisă o săptămână. De ce? Și-au făcut americanii o bază acolo la subsol. E cu sare. Nu a fost celebru YouTuber Vlad, câte milioane de... Cele mai multe. Cele mai multe. Deci mai, are mai mulți subscriberi decât noi. Ce împu! Că și noi avem aproape 30.000. Că de la 30.000 la 300 de milioane, nu. Că mă îmbrac și eu rochie și odată îi facem. Aveți grijă, spuneți prietenilor să dea subscribe, că dacă nu mă închid și eu o lună în Salina Turda, așa, pe după aia ies cu 100 de milioane de followers. Tăți cu sare pe la nas. De azi încep Jocurile Olimpice la Paris, succes de știi tu să tai. De astăzi încep Jocurile Olimpice la Paris. Portdrapelul delegației României va fi purtat de un cuplu soț-soție, multipli campion mondial și olimpici la canotaj. Vedeți cum zice Dinescu că mai avem și câte un mic semn de normalitate. Le dorim succes, să nu ne facă de rușine pe acolo, să aducă medalii, că și lotul de matematică al României la Olimpiada Internațională s-a clasat pe locul 12 din 108 națiuni, da? Pe primul loc America, formată din trei chinezi și un japonez. Noi, pe cine să aducem în România? Vedem noi, nepalezii saci, îi creștem, îi învățăm, dar a dracului, că am văzut că și la noi pe stradă. Vin ăștia băștinașii care mai adună câte o pungă, câte o plasă, câte o pet. Și după aia stau, un sfert de oră stau. Nepalezii zic, nu, working. Aprinde-mă o țigară și șez liniștit. Deci dacă și nepalezii se iau după noi, nu văd a fi a bine peste încă 50 de ani. buymeacoffee.com/nicubendea, oricând sunteți bineveniți. Weekend plăcut!